Salut și bine la un nou vlog. Eu sunt Tars Agricultura. Voi știți pe canalul meu de YouTube, pentru că vreau să strângem 2000 de like-uri. Mereu când filmez, fizicul e lângă mine. 2000 de like-uri și și o să vă las aici jos, o să vă las Instagram-ul și să dați un like, un subscribe. Haideți să începem. Pentru început trebuie să facem cura la fermă. Ia uitați ce este la fermă. Bine, aici nu e cine știe ce, dar în partea asta e dezastru. Trebuie să aranjăm totul, să mă rupem iarbă și o dăm cocinii. Uitați puțin că la porumbii mei, să-ți puteți să focalizeze, la porumbii mei le-au dat druga, decât la unul, uite, al doilea, al treilea, patrulea, al cincelea, hai că al șaselea, că avem ceva. Trebuie să-i udăm și pe ei, să aranjăm animalele, o să le ducem pe câmp. Aici, aici am... Păi, ești nebun? Nu te cred! Nu te cred că am o! Vai, leu! Ole! Bă! Vă jur, nu edita nimic! Să uitați să zbâle și pielea pe mine, să se focalizeze! Să zbâle și pielea pe mine! Uitați cum am pielea pe picioare! Deci, nu e nimic editat, regizat. Numai găinul și-a făcut acolo, a putea să fac acolo. Cam dată nu îi luăm, pentru că trebuie să îi le lăsăm acolo, să nu trebuie să umblăm la ele, trebuie să îi le lăsăm acolo ca să scoată puișori, scoată pui. Așa, și noi aranjăm pe aici și aici nu e nimic, aici nu e nimic deranjat decât asta, acoperișul. Așa, și vă întrebați, cred că vă întrebați de ce pun eu astea, ca să nu ia vântul, pentru că astea sunt foarte ușoare, au spumă și le ia imediat vântul pe sus. Remorca să o luăm și să o punem acolo. Câinele să ridicăm în picioare, asta să o luăm, să o punem aici, așa, asta ridicăm, punem aici, așa, asta luăm, punem aici, luăm animalele, așa, să le pun aici să pască, așa. Acum luăm animalele și le ducem să pască. Thank you.
gata. Am aranjat animalele. Acum să punem asta aici. Și să-i punem, uite, aici frumos. Punem cauciucul aici. O să-l punem aici. Masa de la combina o punem aici. Deci mie nu vine să cred că acolo sunt ouă. Deci vă jur că nu este regizat nimic. Deci sunt cel mai fericit. În orice gândim și am crezut că nu fac ouă, că nu fac pui, dar de fapt chiar a fost. Acolo trece un tractor și cam asta pe ziua de azi. Mulțumesc pentru atenția acordată și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!